Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Oh. În această seară ați vrut umor negru. Ok? Îl aveți! Hai mă! Mamă, ce tare e! Atenție, că e tare! Sunt Florin, sunt bai cu Florin. Sunt cu Florin Gheorghe. Am venit în această seară la dumneavoastră pentru a mă face... De... De ce? Pentru că pot. Și mai clar de atât, pentru că doar atâta pot. Titare. Nu am mai avut așa emoții de când furam. Se vede? Și probabil că sunt singurul cu aceste foi în mână și vă întrebați că de ce am intrat cu ele. Am intrat pentru că vă arăt că știu să citesc. Bravo! Haideți să nu vă mai plictisesc și să vă povestesc și de viața mea. M-am născut la țară, într-o familie de 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 copii. Bine, mi-a plăcut. O să-i dăm badea, sigur. Eram sigură. Stai tot timpul de da, prima zi. Totdeauna, noi doar iarna mergeam la școală. De ce? Pentru că atunci era geaca liberă. Păi, dar viața noastră n-a fost chiar așa, am fost săraci. Atât de săraci încât eu până la 7 ani am umblat în ghinda goală. La prima sărbare m-am dus dezbrăcat. Ăia pe treptele școlii cu diplome, cu coronițe în cap și eu la colțul școlii cu mână. Vă jur. Îmi pare rău. Mi-a plăcut. Mai aveam pe cineva acolo, un coleg, care a început să spună dintr-o dată: mamă țară, maică mult să te-a dușmănit, că ești neam blagoslovit, unde sapă sapa locul sare din pământ. Dar asta vă spun data viitoare, probabil dacă o să am șansa. Se pare că nu. Am fost sărași rău. Sărași rău în așa fel atunci când vroiam să facem baie, ne scuipam între noi. Ne era așa de mare foame încât atunci când mergeam spre baltă, mâncam viermi până să ajungem acolo. Eram atât de săraci încât prima țigară, vă jur, am fumat-o abia la 6 ani. Mergi mai departe. Când s-a ridicat zidul și l-am văzut, m-am frecat la ochi dinăuntru. Am uitat și un moment de ce? E foarte ciudat în momentul în care cineva vine și face, nu știu, stand-up. Cât de săraci eram când eram copil, după care se ridică zidul și vă pun om în uniformă militară. Noi niciodată nu ne-am ros unghiile, am fost copii cu minți. Era desertul lui tata. Și nu că în uniformă militară, dar cu plete de-astea, cu cârlionți, cum nu arată niciun militar. Și am avut sens un moment ăsta de atac cerebral, de bă, eu halucinez sau omul ăsta chiar arată așa? Am fost invidioși pe gândaci, pentru că ei aveau bucătărie și noi nu. Când am mai crescut, prietenii mei de joacă, întotdeauna îmi ziceau: tu ești cel mai tare, mergi cu noi la furat de cireșe. Mergeam. Am mers odată, am urcat în pom, 3 ore am stat acolo, vă jur. Câinele doamnei Tanța a venit crețuliu, alb, sub mine. Okay. L-am gonit de câteva ori, n-a plecat. M-a luat burta, vă jur. Și am scăpat pe el. Am scăpat pe el. Oh. Jur că ar adăuga ceva. Așa, ar fi extraordinar. Să faci, pe fiecare punchline asta. Așa am fost eu mai rebel. De fiecare dată am fost oaia alba familiei. Și a trebuit să muncesc, pentru că atunci nu exista videochat. Într-o zi mi-am luat o lucrare singur la un racheț. Șmecher băiatul m-a pus să-i încarc tot molozul pe care l-a decopertat el de pe pereți. Bun. Pe la 1 ziua m-a luat burta. Unde să fug? Am fugit într-un sac. Bă, dar el are numai probleme cu burta. Am fugit într-un sac. Acolo, bam, 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 praf deasupra, 2 pietre, l-am omorât. N-am mai avut cățel. A venit rachetul cu soția lui și încă 2 băieți. Florinel, haide să încărcăm sacii. Soția lui, o moldoveancă zdravănă, puternică, frumușică, a pus mâna pe sacul cu pricina. Lasă că-l iau eu pe ăsta, că e mai mic. Ce e asta, bă? O poveste de... Când să-l ridice, așa, s-a rupt sacul. Așa. Bun. Deja văd în spate că cineva îmi face semn. Să zbori.
Da, cred că numărul meu s-a încheiat aici. Vorin, am fost, vă pup pe toți și vă mulțumesc. Eu zis, mă,